O tragedie a fost evitată la limită pe aeroportul din Suceava. Două avioane ale companiei Wizz Air, în care se aflau peste 170 de oameni, s-au ciocnit pe pistă. Aripa, una dintre aeronave, a lovit partea din spate a celeilalte. Călătorii urmau să zboare către Dortmund și către Bergamo. Ambele curse au fost anulate în urma incidentului. Și ca să vedeți că e foarte, foarte grav, uitați-vă, vă rog, în zona aceasta, cât de mult a intrat aripa avionului care trebuia să plece la Dortmund, să și vede de la Wizz Air acolo, în coada celuilalt avion. E rupt acolo. 174 de oameni se pregăteau să decoleze spre Dortmund, Germania. Chiar în timp ce avionul a început să ruleze pe pistă, aripa acestuia a lovit puternic partea din spate a unei alte aeronave. În aceasta din urmă nu se afla încă niciun pasager. Urma să plece spre Bergamo, Italia, în această seară. Cum se pare tot? Gelantă. De ce? Păi, erau două aeronave, adică care era probabilitatea să se întâmple? Avionul în mișcare s-a auzit de vreo două ciocănituri. L-a lovit celălalt avion pe pistă, care era în staționare. Nimeni n-a fost rănit. Pasagerii au coborât singuri din aeronavă. După impact, am așteptat în jur de 5 minute. Am primit informații de la comandantul navei că vom fi dat jos din avion și să ne întoarcem în aeroport. Am venit în aeroport, am întrebat ce vom face. S-a zis să așteptăm. Din păcate, nu mai au nicio navă disponibilă. Singurile nave erau cele două, care amândouă sunt implicate în accident. Și aprecia enorm de mult dacă cei din conducerea aeroportului aveau un purtător de cuvânt care chiar să-și facă treaba și să ne și răspundă la telefoane atunci când sunt probleme din astea foarte, foarte serioase. Directorul aeroportului din Suceava susține că accidentul e unul de mică importanță. A avut loc un incident ușor pe platforma aeroportului. O aeronavă staționa, iar una era în rulare și urma să decoleze spre Dortmund cu 174 de pasageri. Bineînțeles, aceștia au fost debarcați în condiții optime de siguranță. A fost trimis o aeronavă de la Iași pentru a-i transporta pe călători la destinație. Reprezentanții companiei aeriene și aeroportului din Suceava au demarat o anchetă pentru a stabili cine se face vinovat de incident. Wizz Air pune la dispoziție o aeronavă de înlocuire pentru zborul afectat și va transporta pasagerii la destinație în cursul zilei de astăzi. Se arată într-un comunicat al Wizz Air.